Este și cazul școlii gimnaziale Nicolae Mantu, structura școlii Iulia Hajdeu. Este o clădire mică cu un aspect diferit de școlile clasice și un sistem de educare a elevilor special. După vacanța de iarnă, cadrele didactice și-au propus să înceapă mai multe activități. Continuăm să vizăm dezvoltarea activităților extracurriculare prin noi parteneriate și continuarea celor pe care le avem până acum cu diverse instituții de cultură, asociații, ONG-uri cu care am lucrat și am avut activități frumoase. Proiectele în care sunt implicați cei mici îi ajută să se dezvolte corect. Am avut în anul școlar trecut un procent de promovabilitate la evaluare națională foarte bun, spunem noi, de 90%. Sperăm ca în continuare să-l menținem, dacă nu să-l și depășim. Din păcate, sistemul educațional încă are probleme. Aceeași școală ce vrea să pună bazele a mai multe activități are o mare lipsă, un teren de sport acoperit pentru ca orele de educație fizică să se desfășoare conform metodologiei. De amenajarea terenului de sport, care, după cum se vede, este total inexistent, iar la unitate școlară ca a noastră este foarte importantă. Copiii mici au nevoie să își desfășoare activitatea într-un mediu protejat. Și părinții ar dori ca cei mici să poată face sport într-o sală special amenajată. Și părinții și copiii își doresc un teren amenajat, sigur, și care să le confere, să le ofere condiții de sănătate. Proiectul există, a fost aprobat în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar, dar undeva printre dosarele Consiliului Local, în arhiva Consiliului Local, s-a blocat. Sperăm că acum, cu noua conducere, avem promisiuni că vom fi ajutați să ne dezvoltăm baza materială a școlii. Rezolvarea este în mâinile Consiliului Local, care trebuie să aprobe investiția și să stabilească bugetul dacă decid că vor amenaja o sală de sport în ultima școală care a rămas fără această dotare extrem de necesară.